Hai să vedem și pe bagajul. Mamă, ce mititelie. Stai un pic, uităm și cât consumă. Ia, hai să vedem. Iar roțile pe cât sunt? Exact cum v-am zis. Par mici rău de tot pe mașina asta. Astăzi vine fratele meu din Egipt și m-a rugat să iau una dintre mașinile lui și să o las la aeroport, ajunge târziu, seara și să nu mai stea să caute taxi, Uber, Bolt și m-a rugat pe mine să-l ajut cu treaba asta. Are o mașină mai atipică, să zic așa, una dintre ele, că mai are și una 4 și hai să vedem exact despre ce e vorba. M-am gândit să vă arăt și vouă, poate cine știe, sunteți interesați să cumpărați și voi așa ceva în viitor. O mașină de familie, dacă pot să-i spun. Hai să vedem despre ce e vorba, nici eu n-am mers niciodată cu ea, e prima oară când măsui în ea, pentru că eu mă văd mai rar cu fratele meu și nu am avut timp efectiv să dau și eu o tură cu mașina asta. Hai să vedem. N-am talon, n-am decât cheia, să vedem care mașina e. Că nici nu știu măcar ce număr de matriculare are. Vă vine să credeți? Aha, hai că am găsit-o. Era singurul Volkswagen de 8 plus 1 locuri. Dar ce e ăsta? Un Caravel, cred. Nu? Ia să vedem. Cred că da. Caravel e sigur. Mamă, dar e mare. Zici că e dubiță. Arată bine din față. Hai să ne suim în el. Cheia clasică. Fără stemă. Mamă, ce înaltă e. Asta, da, se aprinde, ce mișto scrie aici Caravel. Am nimerit-o când am zis Caravel. Mamă, ce sus stau. Ia, stați așa. Ia uitați-vă, mașina lui Scooby-Doo. Ia, are astea rabatabile electric. Mamă, cât au oglinzile. Cade dubă să vezi bine. Frate, dar lungă e în spate. Ia uitați-vă. Da. Are două banchete, dar pe bagaj cam subțire. O să mergem și pe acolo să ne uităm. Mamă, câte plafoniere are pe sus de lumină. Vezi că e șmecheră mașina. Mi-ar plăcea și mie să am o astfel de mașină. Dar știi cum e, soții degeaba așa să mergi un concediu pe an până în Grecia sau până, nu știu, la Viena, să zicem. Nu prea merită, dacă mă întrebați pe mine. Știți invitații care vin la voi acasă și încep să cotrobăie peste tot? Ăla sunt eu acum. Mamă, ce volan mare are. Așa, hai să vedem ce are pe aici. Foarte multe spații de depozitare. Niște AirPod-uri, dacă vrei. Mâner, mâner, mânere, mânere. Wow, parasolar dublu decât al meu. A, ia stai așa, că am văzut talonul. Hai să vedem, să-l scot un pic. Așa, are ITP valabil, să nu-mi iau amendă. Deci un Volkswagen Caravel, motor de 2000, motorină 110 kW. Subțire motorizarea. Dacă mă întrebați, din 2016 e mașina. Poți să o conduci cu B-ul, din ce văd. Hai să-i punem talonul la loc. Foarte mare parasolarul. Mare rău de tot. Aici acolo comenzile de la climă, sus, pentru fiecare zonă. Navigație de asta mică, senzor de parcare, cutia automată DSG, climă, butoane lipsă, auxiliar, USB, priză de brichetă, spațiu de depozitare. Aici tot așa, cum au toate dubițele, gen un spațiu să spui lucruri. Încă o priză, probabil să spui aici o navigație, ceva, telefonul și să te conectezi rapid la priză. Opa, ăsta e închis. Vedeți ce mișto, am oprit motorul, da? Și a rămas ventilația, clima pornită. Gata, am stins-o. Ia, hai să vedem aici. Mamă, ce torpedou mic. Aici, teoretic, ar încăpea doi oameni. Practic, cam înghesuit, să zic așa. Spațiu de depozitare. Mamă, câte spații de depozitare are. Uite și aici să spui pahar. Probabil cup holder. Oglinzile, geamurile electrice. Faruri automate. Aici cum să bată farurile mai sus sau mai jos. Spațiu de depozitare iar aici. Mamă, nici n-ajung cu mâna aici. Și aici iar un spațiu de depozitare. La scaun. Wow, câte spații de depozitare are. Cotiera asta așa. Ok, acolo iar spații de depozitare. Bordul ăsta lung, așa cum îmi place mie, să poți să-ți mai pui acte, chestii pe aici. Că eu de obicei sunt un pic dezorganizat când vine vorba de documente, pentru că mereu am acte la mine. 85.000 de kilometri la bord. Comenzi pe volan, volanul, măricel, stau foarte sus. O să mergem un pic și cu mașina prin trafic, da? Probabil că vezi peste toate mașinile. Aici în stânga avem o autorulotă gen și sunt la aceeași înălțime cu ea. Mamă, ce veche e, dar e tare. Mamă, ce mare. Dar ce mult brachează. Pune roțile așa.
E foarte scurt, bot, ca la dube, tare. Dar stau foarte sus, asta e mișto. Vezi peste toate mașinile, ceea ce e tare rău de tot. Ieșim un pic și pe DN1, să vedem cum se comportă la drum lung. În oraș e jale, asta nu-i mașina să mergi zi de zi cu ea. În primul rând, în București, nu ai unde să parchezi așa ceva. Deci este imposibil, decât într-o intersecție. Dacă lași în intersecție mașina, asta e perfect. În rest, ciu-ciu, n-ai unde să o pui. Sau lași undeva la intrarea în oraș, te duci o iei de fiecare dată. Altfel, ca să nu mai zic în centru. Greu, rău de tot cu mașinile astea mari acum în București. Complicat. Are suspensiile foarte moi așa. Bine, probabil să nu-i deranjeze pe cei din spate, pentru că face un balans groaznic. Și nu vreau să știu dacă iei vreo curbă mai strânsă, cum se simte. Deci, efectiv, simți că dacă iei curba mai strânsă, da, te răstorni. Cam așa se simte. E făcută să mergi mai mulți oameni în concediu. Ideea este că poți să mergi, zic eu, 7, dar n-ai loc de bagaje, așa că îți trebuie neapărat un portbagaj din ăla suplimentar care se pune pe mașină, știți voi de care zic, o cutie din aia, că altfel nu prea ai unde să spui bagajele. E mișto mașina asta, să te duci cu ea la schi, dacă mă întrebați. Mergeți mai mulți care schiați, frumos, sus vă puneți schiurile, în spate vă puneți clăparii, bagaje, nu știu unde mai puneți foarte multe, dar pentru schi e genial să te duci cu ea la schi, din punctul meu de vedere. Pentru că cu avionul e mai complicat să te duci la schi, dacă vrei să pleci cu echipamentul tău, bineînțeles. Dar cu asta îți faci damblaua, e echipamentul tău și te dai profesionist așa cum îți place. E ciudat să auzi motorul diesel, mi se pare poluare fonică, gălăgie, cum s-ar zice. Ia, hai să o și călcăm un pic. Subțire, subțire, subțire. V-am zis că mi se pare că motorul e cam slab pentru cât de mare e mașina. Adică, na, probabil a fost gândit să-și consume mai puțin și nu să o alergi. Dar am mai mers cu niște Mercedes-uri Viano și nu se compară. Alea trăgeau, derupeau, vreau să vă zic. Și erau și un pic mai rigide, mai închigate, așa, știi? Asta e barcă-barcă. Adică, dacă îmi tragi mai tare de volan așa, uite așa faci. Așa se simte. Bine, nici nu pot să compari. Știi cum e vorba aia, Volkswagen cu Mercedes. Așa e foarte mișto mașina. Dacă pleci la drum lung cu ea, stai sus, ai vizibilitate foarte bună. Ai parbrizul ăsta imens, geamurile laterale tot așa mari, oglinzi mari. Adică dacă mergi cu ea numai în afara orașului, drept, pare ok și cu mai mulți prieteni. Asta nu e mașină clar de oraș, adică n-ai ce să faci cu ea. Ai mai mulți copii, mergi cu ei, ceva în genul. Exact mașina de familie, family, cum s-ar zice. Să iei și jucării la copii, să poți să cari în ea tot ce vrei. Frate mi zice, din cauza asta măgărușul. That was really scary. A prins-o, nu? E și înaltă aici, adică, na, eu am 1,87 și mai am o grămadă până sus. N-am problema asta. Eu mai am problemă la anumite mașini foarte mici, unde dau cu capul. Trebuie să stau cumva chircit. Aici stai perfect. Nu duci lipsă de spațiu deloc, cel puțin în zona din față. Bine, nu știu cum e să ai două persoane în dreapta, că băncuța asta nu prea mi se pare de două persoane. Hai, de două persoane mai mici sau de două femei sau fete. Dar doi ca mine în dreapta, în niciun caz. Bine, e același spațiu ca la dubă, că și la dubă în față ai în dreapta băncuța asta așa, sau spațiul ăsta, și e cam la fel, doi stau cam înghesuiți. Trebuie doi mai mici sau două mai mici, cum s-ar zice, pentru că nu ai loc. Dar mă rog, nici nu trebuie să bagi 8 oameni aici în mașina asta. E 8+1. Mi se pare, uite că nu m-am uitat în talon, o să mă uit când ne oprim. Adică 9 oameni stau cam înghesuiți. 1,7 zic eu că e perfect. Și ce mai mi se pare mie la mașina asta, că direcția nu este precisă deloc. Adică trag de volan și e foarte moale așa, știți la ce mă refer? Adică nu, până să se îndrepte roțile cum vreau eu,
durează un pic și nici asta nu-mi place. Adică mi se pare că te face să fii un pic nesigur când conduci mașina asta. Mie îmi plac mașinile cu direcția foarte, foarte, foarte precisă, adică, dar am mai condus vreo două Ford Transit și aveau cam la fel direcția. Deci cumva cred că e pe platformă de dubiță din asta, de 3,5 tone făcută. Sunt curios cât consumă, o să ne uităm împreună când trag pe dreapta. Nu știu dacă există 4x4 din asta, că asta e tracțiune față. Are și roțile alea mititele așa, nu prea-mi plac cum arată. Jantele sunt cam urețele, dacă mă întrebați pe mine. Nici nu cred că sunt originale, sunt ceva aftermarket din ce am văzut. Dar ce-mi place că nu duci lipsă de spații de depozitare. Uitați-vă și voi câta parbrizul are. Adică sunt curios și cât costă mașina asta. Ia că o să mă uit pe Autovit sau pe OLX. Că sigur nici nu e ieftină, e vreo 30.000 de euro, cred. La mâna a doua, bineînțeles. De asta zic, că să dai suma asta pe mașină și să o ții pe dreapta, să mergi două concedii pe an, nu știu dacă e socoteală, cum s-ar zice. Mai bine închiriezi una. Bine, știi cum e, poți să o cumperi, să mergi tu două, trei concedii pe an și în rest să o închiriezi, să, nu știu, să mai câștigi bani de pe urma ei, cum s-ar zice. Dar o dai, să o închiriezi, ți-o facă ea varză, că lumea nu prea are grijă, știi? Adică nu știu dacă e o soluție. După aia când mergi tu cu ea și arată în halul ăla, parcă nu mai e aceeași plăcere, cum s-ar zice, știți? Pe voi nu vă obosește când conduceți pe vreme din asta așa ploioasă? Mă dor ochii, nu știu, de la norii ăștia, nu știu. Nu vi se pare și vouă? Pe mine mă deranjează. Ia, hai să o călcăm un pic, că suntem pe DN-ul. Ia să vedem. Unde s-o calci, că e bară la bară pe aici? Pentru cei care sunt din București sau care știu zona, n-ai nici o șansă. Uitați-vă ce e în față. Ia uitați. Bară la bară. Nu pot să zic că mă încântă și la un drum din asta lung. Face ca toate alea așa. Mie nu-mi place senzația. Nu mă simt stăpân pe mine, știți? Când merg așa cu o mașină din asta. Dar ce-mi place, că sunt mai înalt ca tot și am super vizibilitate. Ăsta e un mare plus. Știți cum e? Mașina are și plusuri și minusuri. Nici pe frâne nu pot să zic că stă extraordinar. Adică o calc la maxim și nu îngheață, cum s-ar zice. Motorul, să zicem că e potrivit spre puturos. Adică, na, mie îmi place să am puțin mai multă putere, să știu că mă pot baza într-o depășire. Îmi place să fie acolo, în cazul în care am nevoie, știți? Aha. Anvelope praf. Am derapat aici și nu era normal. Nu știu dacă mai are anvelopele de iarnă. Dacă le mai are, atunci se explică. Ah, mai are și aici o cotieră marfă. Îmi place că s-au gândit la toate aceste mici detalii ca să-ți facă drumul ăsta cât mai confortabil. Ce mai are aici? Încălzire în scaune, recirculare. Ia, hai să vedem cât costă una pe net. Caravel. Ia uite, 19 bucăți pe net. Ce an era ăsta? 2016. Ia, stai să vedem dacă e o plus 1 locuri, cum am bănuit eu. Da, 9 locuri. Băi, scumpe. Asta are 85.000 de kilometri. Cu 135.000 de kilometri, 34.000. V-am zis că e vreo 30.000. Exact cum suspectam. Scumpă. Adică, la 30.000 ți-ai mașină de mașină. Dar nu ți îndeplinește aceste nevoi, cum s-ar zice. Stai un pic, uităm și cât consumă. Ia, hai să vedem. Ți arată și aici un mic meniu de la navigație, alerte, tot felul de opțiuni. Aici, presiune, la roți. Ia să vedem ce mai avem. Autonomie, încă 150 de kilometri. Dar unde este consumul? Navigația mică, ia. Poți să spui aici, uite, SD card cu navigația. Mai aici spațiu de încă unul. Dar nu văd consumul. Uite, consum mediu 9,6. Decent, să zicem. AdBlue, se arată aici când să adaugi. Hai să mai vedem care-i treaba. Băi, mare. Iar roțile pe cât sunt? Exact cum v-am zis. Roțile sunt aftermarket.
și sunt pe 17. Par mici rău de tot pe mașina asta. Hai să vedem și portbagajul. Mamă, ce mititelie. Bine, încap aici niște trollere și niște bagaje de mână, dar nu pentru 9 oameni. E mic rău. Bine, poți să-i dai bancheta asta jos, știi, dacă sunteți mai puțini, sau poți să o rabatezi. Și atunci încarci foarte mult și să-ți pui aici pe mașină un portbagaj din ăla exterior, știi? Sau să-ți iei cu tine o mică remorcuță tractată, dacă chiar ai atât de multe bagaje. Deși te încetinește rău de tot remorca. Deci ai butonul închis. Na, așa, materialele sunt de Volkswagen. Ia să vedem aici cum stăm. Toată frumusețea e aici. Uite și scaun de copil. Aici, a, ce tare e cup holder-ul ăsta, foarte tare. Aici unde stau eu, e un scaun, văd, și asta e bancheta. Pe spate e bancheta, dar pare pusă ulterior, că n-are același design, vedeți? O fi cumpărat-o ulterior, nu avea? Sau are tapizatul? Habar n-am. Ia cu, să mă bag eu în spate, să vedem dacă eu am loc. Că aici, mamă, stau ca un boier, frate, foarte mișto. Le stai senzații în spate aici. Nu prea ai vizibilitate deloc. Tetiera asta vine până sus. Dar bine, dacă stă o persoană doar aici în față, poți să dai tetiera asta jos, știi? Ca să ai vizibilitate. Mamă, astea șmecherul de tot. Perdeluțele, frate. Foarte tare. Să nu te bată soarele. În cazul în care ești patron, ca mine, să nu te vadă oamenii, fanii. Știți cum e vorba aia? Știi? Mergi ca un barosan. Aici îți reglezi tu singur, da? Ventilația, lumini de citit. Ai aici butoane să-ți bagi cald, rece, intensitatea de la aer. Marfă rău de tot. Aici s-a rupt perdeluța un pic. Hai că o punem și noi așa. Sper că n-am rupt-o eu, că mă omoară fratele meu. De unde? Nu știu, domne, așa era. Cum s-ar zice, știi? Dacă mă întreabă, nici nu cred că a ridicat-o vreodată, nu cred că a folosit-o. Smeche. Arată bine așa aici. Nici nu dai seama că e perdeluță, știi? Am integrat-o bine. Ai și acolo, ai și în spate perdeluțe, văd. Pe jos ai un cauciuc din ăsta antiderapant, peste tot, ca de dubă, cum s-ar zice. Aici agățătoare, mânere. Mamă, câte mânere să te ții. V-am zis eu că la ce balans face mașina îți trebuie multe mânere să te ții. Cred că aici în spate se simte mai nasol decât în față. Întotdeauna în spate, mă rog, aici în rândul 2. Dar în rândul 3 cred că se simte și mai nasol. Așa are și rândul 3 tot posibilitatea să-și controleze aerul care vine, cald sau rece. Băi, foarte mare în spate. Nu mă așteptam să fie așa mare. Aici buzunărașe. Ne dăm jos. Da, asta e scaun, că se rabatează doar ăsta ca să poți să intri în spate, știi? Am crezut că e banchetă cu totul și se rabatează toată. Aha, am înțeles schema. Deci ăsta vine așa. Așa. Și acum cum să... Cum s-ar zice, face așa. Știi? Aici parcă nu mai ai așa loc mult la picioare ca în față. Dar tu stai bine. Uitați-mă pe mine, da? Deci tot nu ating cu picioarele. Ai și aici. Ia. Perdeluțe. Frumos. Să te ții, bineînțeles. Un pic zgâriat aici. Ia stai să punem astea la loc. Da. Decentă. Decentă. De mers la drum. Dar nu cam nici aici în spate trei ca mine. Hai să zicem. Cam 7 maxim. Ar încăpea, știi? Ca să fie ok și cu bagaje și cu tot ce ai nevoie. Da, și asta poți să o dai jos, dacă vrei. Bancheta pe spate și toată zona asta o faci portbagaj. Și nici nu cred că se dă greu jos. Că sigur, e pusă pe niște șine, ia vedeți. Da? Adică nu cred că trebuie să te duci la un service. Cred că poți să o dai singur jos. Că după cum bine vedeți, e modulară. Adică poți să dai bancheta asta jos, să pui scaunul. Adică poți să o faci și dubă dacă vrei. Cred că poți să dai toate banchetele, adică și asta, și scaunul ăsta, și băncuța de pe față, și băncuța de pe spate. Să stai doar cu scaunul șoferului și o faci dubă. E gen 2 în 1, cum s-ar zice. E mișto, dar 30.000 de euro, nu știu dacă aș da pe mașina asta. Pentru că nu mergi tot timpul cu ea. Și dacă o ții așa niște ani de zile, se degradează, știi, să mergi 2 concedii pe an. Adică nu-i văd rostul. Bine, dintre toate modelele astea de mașini din astea de 8 plus 1, ca să-i zic așa, cred că caravelul ăsta e
printre cele mai ieftine față de restul. Și și ăsta mi se pare scump, adică la 30.000 de euro îți iei mașini șmechere. Dar, na, dacă vrei așa ceva, astea sunt prețurile. Mai ales că știi cum e, dacă vrei să cari și ceva cu ea, iei la banchetele, ai făcut o dubiță auto-utilitară gen. Poți să faci foarte multe lucruri cu ea. Dar dacă o iei așa ca o mașină de vacanță, cum s-ar zice, și ai banii ăștia, merită. Dacă o iei și, na, ești strâmtorat cu banii, nu merită din punctul meu de vedere. Adică eu unul nu mi-aș lua așa ceva să am, prefer să închiriez câteva sute de euro când am nevoie. Îți dai seama, dacă împarți câteva sute de euro la 4, 5, 6 oameni, iese un preț super, super, super decent ca să poți pleca cu așa ceva într-o călătorie, într-un concediu. Adică nu merită să blochezi suma asta, cel puțin asta e părerea mea. Iar în București n-ai cum să mergi niciodată cu duba asta, adică mergi doar așa, un drum, două, să cari ceva, să lași pe cineva. Sau cum fac firmele astea care transportă copii la școală, unde nu au nevoie să se oprească să parcheze. Adică efectiv pun mașina pe avarie, au lăsat copii, au încărcat copii și după aceea își văd de drum. Dar altfel să mergi cu așa ceva printr-un oraș, foarte complicat. Adică că n-ai unde să te oprești, e imposibil. Deci poți să te oprești doar în intersecții sau pe avarii. În rest, ciuciu. La revedere. În spate aici, cam greu m-am suit eu. Că-s cam mare. E înaltă. E înaltă bine, ia uitați. Da? Adică poți să sar și o bordură, cum s-ar zice. Îmi place că are și geamurile astea laterale foarte mari. Să poți să te uiți la drum și la bucuriile României. Nu te bate soarele că ai geamurile fumurii. Cam asta e mașina. Cam asta a fost mașina prezentată în videoclipul de azi. Mă duc să o las la aeroport, sunt în parcare la Mall Băneasa, aici foarte aproape, mă duc să o las acolo, iau un Uber și mă duc spre casă, că e o vreme nasoală, cum bine ați văzut în acest videoclip. Aștept și părerea voastră mai jos despre această mașină. Vă mulțumesc și până data viitoare să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere, vă salut!